Salutare, Andrei, sunt de la Tuning Shop. Astăzi ne-a ajuns light-bar-ul pentru Jeep-ul Grand Cherokee. Urmează să-l montăm partea de sus, exact pe suprafața geamului, în partea de sus a plafonului. Am comandat pentru acesta niște suporți speciali. Nu i-am găsit în România, doar pe Amazon, o să vi arăt imediat. Vin perfect pentru Jeep, exact unde se închide ușa pe caroserie, așa, nu ating, nu nimic, nimic, nimic. Imediat o să vă arăt și cum îl montăm. El a venit cu cablajul, nu trebuie modificări la instalația electrică, pur și simplu pe un plus permanent și o masă. Se leagă, are un buton foarte profi. O să vedeți că nu-i nimic greu. Ăsta este LED barul. Are 52 de inci. Ce am văzut eu pe cutie. 134,5. Bun. Așa. Cablajul. Vedeți? Exact ce vă spuneam într-unul din episoade. Deci ele vin cu releu, cel mai bine, cu releu de montaj, ceea ce noi am făcut la astea, exact cum am spus într-unul din episoadele trecute. Așa este cel mai corect de legat. Un buton care arată foarte bine, foarte, foarte bine. Arată mai profi așa, chiar dacă e el chinezărie. Și ce credeți? Bandă 3M. Să-l fixăm, să vedem unde îl fixăm. Aceștia sunt suporții de care vă vorbeam. Ei vin pentru Jeep Grand Cherokee. I-am comandat după Amazon. Am așteptat ceva după aceste table. Dar ne ajută să-l montăm foarte bine. Imediat o să vă arăt și cum îl montăm. Absolut tot. Dorul văd că deja e pregătit. Ce nu-i descuiată? Gata, am descuiat-o. Așa, Nu! Aici la baza geamului. Nu-mi place. Așa, pune mai Mai, mult. mai, 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 mai în față, mai în față, mai în față. Mai în față, mai în față, mai în față. Exact. Cam asta, așa. Ei va fi poziția. Să vedem suport. Putem mai sus. Vedem cum vin suporții aia. Haideți că trebuie să prind dorul și filmăm imediat să vedem unde punem suporții. Am fixat cât de cât LED barul. Momentan dorul îi pune, a dat o gaură pentru fir. Ce se întâmplă? Acest suport i-am modificat. Nu merg puși direct pe light bar-ul ăsta, deoarece e foarte mare. Noi am luat un light bar de 1,34, iar acest suport vin perfect pe un light bar de 1,27. I-am prins foarte strajnic. Unituri. Să nu poți să te și urci pe el. Eu zic că vine bine, cum ai zis. Doar că v-am zis, au trebuit modificați, îndreptați puțin. Acum ne chinuim la fir, vrem să-l băgăm acolo, să-i punem puțin mastic pe lângă, să nu intre apă. Imediat când îl aprindem, o să vă arăt. A intrat și firul. A intrat și firul. Trebuie să desfacem stâlpul mașinii. Doru vrea neapărat să facă o probă pe baterie. Sunt curios să vedem cum se vede. Acest proiector. Pune sficul, nu mai pune cu dinții. Rămâi fără ei. Dorel. Așa. Era banda, dar nu știam. Las-o de acolo, de bandă.
Pune, fă proba și uite butonul jos, plus cu minus, se atrag. Butonul, comanda. Foarte mișto arată acest butor. Oh my god. Și merge. Tac, las-o puțin, stai acolo, Dorel, rămâi pe baterie. Așa se vede. Foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Wow, man. Ia lasă-l aprins. Da, ziua. Vă mulțumim că ne urmăriți. Sper că vă este de ajutor acest filmuleț.